Era o serie mișto de glume la acele stand-up-uri americane cu Larry the Cable Guy. Ei, de fapt, erau patru indivizi care făceau glume pe tema sudiștilor americani. Pe principiu, you might be a redneck if, diverse chestii, cum ar fi că zgolești camioneta mergând cu spatele și punând frână tare, sau dacă tunzi iarba și găsești o camionetă în acea iarbă, înseamnă că ești un redneck, care este o categorie specială de cetățeni americani, care sunt de lăudat din unele puncte de vedere, mai ales pentru genul de mașini pe care le dețin. Și acolo era o glumă cerebră care zic eu că se potrivește perfect cu originea acestei mașini și suna cam așa. Are you French? We? No, we're American, because we're born in America. Și exact asta este și așa această mașină, doar că cu un puternic substrat franțuzesc când vine vorba de nume. Pentru că acest nume de Cadillac vine de la un francez născut în Franța, care a fost explorator și care a ajuns să fie fondatorul orașului Detroit, în Statele Unite ale Americii, statul cunoscut astăzi ca Michigan, în 1701, și pe el îl chema Anton Cadillac. Și după numele lui a fost creată această mașină, marcă de mașini, cu un context de evenimente foarte interesant. Această firmă, împreună cu Ford Automobile, au fost făcute de către Henry Ford în secolul trecut. Și chestia asta ne arată că omul a fost un antreprenor. Doar că la scurt timp el s-a certat cu investitorii, a rămas pe firma Ford și mai departe a dezvoltat ceea ce știți mai departe în legătură cu banda de producție automatizată pentru modelele Ford Model T și Model A, care l-au înlocuit pe acela, ambele fiind produse în multe milioane de exemplare. Iar firma Cadillac a rămas să fie gestionată de către un mare inginer pe nume Henry Leland, care a ajuns să facă tot felul de revizii tehnice pe acolo. Și ulterior, firma a fost înglobată în marele grup General Motors și continuă să fie și astăzi în acel peisaj. Așa că, din punct de vedere fizic, principial, toate cele este o mașină 100% americană, însă prin nume derivă din cultura aceea clasică franțuzească din zona Americii de acolo, pentru că și New Orleans este o puternică cultură de origine franceză, de asemenea și în Canada, jumătate de țară vorbind o limbă cumva foarte similară cu franceza, dar în realitate nu prea se înțeleg între ei. Și foarte interesant este că prin tehnologia evolutivă a acestui brand se înrudește foarte bine cu modele Opel, Saab și Holden. Și asta înseamnă că este o mașină multinațională din punct de vedere tehnic, dar e vorba de tehnică care trebuie. Și mașina asta are o poveste în raport cu mine. Sunt iremediabil îndrăgostit de modelele CTS, în special de cele din a doua generație, și mă mai leagă ceva de această mașină, pentru că îmi dau seama acum, în timp ce filmez, că în aceeași parcare am filmat un Opel Omega de generație 2, mașină care a fost desenată de către același designer, mașină care a avut, printre altele, aceleași motorizări, că au fost destul de multe la număr, și mașină care s-a vândut în Statele Unite sub denumirea de Cadillac Catera, o mașină de care este iremediabil îndrăgostit un coleg de breaslă, pe numele său Dan Scarlat, redactorul șef de la Top Gear, care este pasionat de mașini americane, deține un Pontiac Firebird american și este unul din puținii jurnaliști români și creatori de conținut în general cu care ai ce să vorbești despre mașinile clasice americane, punând foarte mult patos în acele povești. Îl resalut cu această ocazie și la fiecare întâlnire cu el este o deosebită plăcere. Și e interesant că acel Cadillac Catera a și dat denumirea acestei mașini. Deși Opel Omega nu a fost gândit să fie un Cadillac, a fost un Badge Engineering și s-a vândut în Statele Unite cu o siglă ușor schimbată, dar pentru mine mașina este foarte importantă, atât prima cât și a doua generație, pe lângă faptul că a existat acea revizie tehnică amplă numită Omega Carlton, care este probabil cea mai rapidă mașină din perioada sa, care cu un motor de tip cam in head, care înseamnă arbore cu came în chiulasă, dar într-o parte, nu deasupra pistoanelor, cu o capacitate cilindrică de 3,6 litri și două turbine,
cu supraalimentare în paralel cu intercooler lichid în anii 80, producea aproape 400 de cai și era cea mai rapidă mașină care încălca de asemenea acel gentleman's agreement german, ducându-se aproape de 300 de km pe oră, fiind o mașină celebră pentru că a fost aleasă de un grup de spărgători din Marea Britanie, care spărgea diverse bijuterii și fura o grămadă de lucruri de valoare și nu puteau fi prinși de poliție. Și acea mașină era atât de puternică încât Parlamentul Britanic a decis să interzică vânzarea lor pentru o perioadă de timp, deoarece au considerat că o asemenea mașină puternică nu corespunde cu discernământul șoferilor și implicit apar situații nedorite de conduit în trafic. Și foarte importantă acea mașină, din punctul meu de vedere, cel puțin pe generația a doua, este că a dat naștere unei serii de mașini în Australia numită Holden Commodore, care de fapt începuseră mai de mult pe o platformă de Opel, însă practic Holden a luat acea mașină, a lungit-o și a lățit-o și a pus un motor de Corvette, ceea ce în Europa nu s-a putut întâmpla pentru că un V8 convențional de General Motors cu o transmisie europeană nu au funcționat, nu ieșeau la emisii, era o mașină foarte grea, deși un prototip a fost făcut. La australieni fiind treaba mai relaxată, acea mașină a ajuns să reprezinte o serie magnifică de motorizări și mașini ieftine, care puteau fi achiziționate cu prețul unui Golf 2000 diesel cu câteva dotări, dar care, spre deosebire de acel Golf, erau tracțiune spate, aveau cutii manuale sau automate și aveau motoare de aproape 700 de cai de fabrică în unele instanțe, totul cu un preț de aproximativ 32.000 de euro la acei ani. Și e interesant de văzut că Holden a dat înapoi General Motors ceva, și anume conceptul de motor care se află sub această capotă și sub multe altele, pe principiu sharing is caring. Holden este un foarte bun constructor de motoare și de șasiuri și mai departe a dat grupului acest lucru. Motoarele au fost expertizate de către cei de la Saab și au primit niște turbine și asta înseamnă că li s-a creat un viitor. Ele există și în prezent într-un format de cilindree diminuată, dar cu putere mult sporită și de-a lungul timpului, dacă stăm să ne uităm, fiecare firmă a contribuit cu ceva interesant. Și nu sunt singurele lucruri de Saab pe care o să le vedem pe această mașină și sunt câteva aspecte care ne arată foarte clar că este o mașină 100% americană prin concepția de prezentare, cel puțin. Și mi se pare iarăși interesant că toată partea asta de Cadillac presupune elita General Motors. De-a lungul timpului s-au chinuit în repetate rânduri, uneori au reușit, alteori nu, să facă niște mașini foarte bune tehnic. Și pentru că multă lume nu știe asta, mă văd nevoit să repet, foarte multe mașini americane mari sunt de fapt tracțiune față cu motoare transversale. De exemplu, Cadillacul DTS, care este o continuare a unor serii vechi de Cadillacuri, care au fost făcute așa pentru a avea mai mult spațiu în interior. Și deși au V8-uri, sunt montate transversal și tracțiunea este față, cu cutii automate doar. Și este interesantă abordarea, pentru că și motorul este unul special. De-a lungul timpului, Cadillac a avut crema cremelor motorizărilor. Mult timp a folosit niște motoare care se numeau High Technology și care aveau litraje între 4, 5 și 6 litri, cam așa, puteri corespunzătoare vremii. Au fost în general cu montaj longitudinal, dar undeva în anii 80 s-a produs această schismă, când majoritatea vechilor platforme de Cadillac au fost transformate în tracțiune față și în felul acesta au evoluat și motoarele. Odată cu ele au venit seriile Northstar, care sunt probabil cele mai tehnologizate motoare Cadillac din perioada respectivă, cel puțin din grupul General Motors, dacă stăm să ne gândim, pentru că în timp ce majoritatea vehiculelor din grup, inclusiv alte Cadillacuri, foloseau motoarele Short Block LS, care erau cu sistem cam in block, adică arborele cu cam in block, unul singur, cu sau fără distribuție variabilă și cu tije împingătoare cu două supape pe cilindru, un motor foarte compact montat, de exemplu, pe nenumărate modele de Corvette. Northstar-ul reprezenta un motor care a fost gândit din start să fie montat transversal, dar a ajuns să fie montat și longitudinal și avea patru arbori cu cam in chiulasă, câte doi pe fiecare chiulasă, distribuții pe lanț, nu pe curea, inclusiv compresoare de supraalimentare pe modelele cu V în coadă ale unor Cadillacuri specifice din acea vreme. Ce e interesant de văzut treaba asta, de exemplu, Cadillacul STSV avea o asemenea motorizare Northstar. Oldsmobile a venit cu o variantă mai mică a acestui motor, care a fost numit Shortstar și care, de fapt, la origine, cu tot cu seria Northstar, a fost proiectată
ca arhitectură generală de către Oldsmobile, însă Cadillac din grup este cel care a preluat și a dus motorul mai departe. Și din punctul meu de vedere, au fost niște serii de succes care au echipat un număr foarte mare de vehicule. Însă tehnologia nu s-a oprit acolo, dar n-a fost la fel de reușită din punct de vedere a cifrei vânzărilor. Pentru un Cadillac numit CT6 pe care l-am filmat și eu pe canal, în versiunea Blackwing, care era un model peste CT6V, venea cu un motor numit Blackwing, un motor de 4,2 litri V8, supraalimentat cu două turbine twin scroll, cu injecție directă, un motor modern cu principiul hot inside V, tot doi arbori cu came cu multe lanțuri, dezvolta peste 600 de cai și era o motorizare foarte specială care din păcate nu s-a vândut bine deloc și a fost retrasă după doar 2 ani. Însă din fericire, modelul continuator al CTS-ului, care între timp a primit și niște motoare speciale de Corvette încă de la prima generație, care au ajungeau să depășească cifra de 600 de cai, au primit în sfârșit o motorizare LS de aproximativ 6.2-6.4 litri cu compresoare mecanice, care dezvoltă undeva în jur de 667 de cai, pe niște mașini compacte în stilul serie 5. Și de la bun început, deși ele au fost gândite ca niște limuzine, au avut niște modele, să zic așa, și versiuni obscene și inutil de performante, cu cutii manuale, cutii însă care nu puteau fi făcute în Europa, pentru că nicio mașină europeană de circulație largă, cu prețuri accesibile, cum este un Cadillac, nu vine cu cutie manuală și implicit firmele clasice de transmisii nu prea dezvoltă transmisii rezistente pentru acest segment. Așa că ei s-au îndreptat către producătorul Tremec, care înseamnă Transmisiones e Equipos Mecánicos SRL. Adică o firmă din Mexic, care a luat și patente de la BorgWarner pentru cutii manuale, a avut și design-uri proprii, în general toate corveturile și Holden-urile manuale cu motoare obscendă puternice, conțin o variantă a acelei cutii Tremec, care parcă se numește TR60 pe cod, dacă mi-aduc bine aminte, 5 sau 6 trepte după caz și care duce puterea unui motor brutal cu compresor mecanic. Și cumva au dus tehnologia asta foarte departe, pentru că aceste motoare, deși au rămas super mult timp și în prezent chiar niște motoare de tip overhead valve, care au doi tacheți deasupra, doi culbutori cu tije împingătoare pentru două supape pe cilindru, au primit și distribuție variabilă, au primit și injecție directă, au primit și supraalimentare pe compresor și într-o foarte specială variantă, parcă LT7 fiind codul motor, se află pe Corvette-ul C8, care însă este un design în stil european, cu arbori cu came în chiulasă, un motor aspirat natural de aproape 700 de cai, de vreo 6,2 litri, care întrece până și modelul specific M159 de la Mercedes folosit pe acele SL-uri AMG, care dezvolta la rândul lui undeva în jurul a 620 de cai, doar că ăsta se duce mai la nord spre 700 de cai, fiind în prezent cel mai puternic motor V8 aspirat din lume, aflat la un moment dat în producție. Și ne reîntoarcem totuși la povestea noastră despre motoare și vom vedea o varietate foarte mare pe modelele astea, pentru că au fost tot felul de clase. Această mașină, revin la numele pe care l-am dat anterior, sau explicația numelui, acel Cadillac Catera, cum îl cunoaștem noi ca Opel Omega B, dă denumirea acestei mașini, CTS, însemnând Catera Touring Special. Probabil au avut o conexiune cu acel model și au vrut să se lege de el. Designerii acestei mașini au făcut și o gamă diferită de mașini mai mari. După CTS erau niște Cadillac-uri DTS cu tracțiune față, STS-urile cu tracțiune spate, modele SUV-uri sau decapotabile, cum era XLR-ul de exemplu, și au mai fost niște variante mai mici ulterior, dar făcute pe altă platformă, cum ar fi Cadillac-urile ATS. Și foarte interesant este că această platformă Sigma este prima care oferă un Cadillac cu transmisie manuală după foarte mult timp, din 1988 mai exact, și această platformă Sigma este nimic altceva decât platforma Zeta australiană dezvoltată de către cei de la Holden cu tot cu motoare. Așa că nu întâmplător mașinile astea chiar iau curba bine, în contră cu ceea ce se spune de obicei. Și deși poate vi se pare că seamănă cu un Cadillac BLS, care este nimic altceva decât un Saab 9-3 recarosat, mașina lui Cezar, care nu e o mașină rea deloc, dar nu e atât de complexă. Asta este o mașină cu sistem multibraz de suspensie și față și spate, motoare foarte puternice și variate, o varietate destul de mare pe transmisie, o gamă enormă de puteri, practic
pe primele modele între vreo 210 cai și până la 400 de cai și pe modelele ulterioare, ducându-se până aproape de 700 de cai, au primit și motoare twin turbo și cu injecție directă și V6-uri și V8-uri și 4 în linie și versiuni hibrid pe modelele mai mari. Și în felul acesta CTS-ul s-a întins pe 3 generații. Această primă variantă a fost fabricată între 2002 și 2007, ăsta este un model 2006, unul din ultimele, a fost importat din Statele Unite ale Americii, de către o persoană din București care a ținut-o în puf, arată impecabil mașina, și a fost cumpărată de către un proprietar care stă undeva în Ploiești, care m-a contactat și iată-mă aici, în această parcare, unde am filmat acel Opel Omega cu poveste și cumva îmi dau seama că povestea continuă acum. Și acest model a fost din prima gândit să aibă și o versiune sportivă, adică acel CTS-V, care în primă fază a primit niște motorizări de Corvette Z06, exact acel LS 6, care avea o putere de 400 de cai și un cuplu de vreo 480-500 de Nm și cutie manuală cu 6 rapoarte, tracțiune spate, cu un diferențial cu blocare, cu niște frâne Brembo mai bune și foarte multe echipări pe parte de confort. Pentru că, în ultimul rând, era o mașină confortabilă, este un tourer, nu e o mașină de dus pe circuit, deși cu siguranță cred că face față. Odată cu o mică revizie tehnică unde s-au întâmplat niște lucruri și pe mașinile generale și o să ajung imediat acolo, CTS-V-ul a primit motorizarea LS2, care era practic un LS6 de 5.7, numai că era de 6 litri. Și asta înseamnă că avea aceeași putere de 400 de cai, dar o valoare de cuplu de vreo 536 de Nm sau 556 aproximativ. Asta înseamnă că se întindea mai frumos la drum și implicit au mai fost făcute niște modificări pe treptele cutiei, pe rația finală a diferențialului, dar era cam aceeași mașină în rest. Și pe gama normală, mașina asta de la bun început de la lansare putea fi accesată contra cost la cumpărare cu niște motoare care au fost folosite și pe versiuni diverse de Opel Vectra C, pe Omega B și pe Saburile 9.5, de exemplu, numite GM54°V6, adică era un V6 cu bloc de fontă, chiulase de aluminiu, doi arbori cu came, dar un motor mai stil anii 90 simplist, în paralel făcut cu un GM60°V6 de V6, care au fost montate și transversal și longitudinal, cu cilindre de inițial 3,2 litri și undeva în jur de 2,6, fiind două variante, iar o variantă ciudată a acestui motor se regăsește pe anumite vehicule Saab 9.5 și Opel Vectra C, în sensul în care are supraalimentare asimetrică, are o singură turbină, ea fiind alimentată de un singur banc de cilindri, doar 3, nu 6 la număr, ca să fie cumva un low boost, să aibă o paletă de cuplu mai interesantă, dar să aibă totuși o senzație și o simplitate de motor aspirat. Saab a mers pe chestia asta pentru că de-a lungul timpului s-a priceput la turbine și o să mai apară menționat Saab în această prezentare. Odată cu acea revizie tehnică de la CTS-V, unde 5.7 s-a transformat în 6.0, și motoarele astea au fost schimbate cu alea de Holden. Adică în loc să folosească halca aia veche de General Motors, au venit cu motoarele High Feature V6 de 2,8 litri și 3,6 litri. Puterile acestor motoare au plusat, varianta de 2,8, care este exact aceasta pe această mașină, are 210 cai și aproximativ 265 de Nm, iar varianta de 3,6 dezvolta în jur a 260 de cai, fiind o variantă cu Dual Variable Valve Timing, adică pe toate partea de arbor cu came erau variatoare de distribuție. Un motor construit din aluminiu, modular, cu unghi de 60 de grade ca să fie perfect echilibrat, care a fost dezvoltat integral de către Holden, însă ulterior au contribuit și americanii cu construcția modulară. În funcție de capacitatea cilindrică, ea era obținută din diverse alezaje și curse, dar structura motorului era identică. De exemplu, deși băile de ulei difereau, montura lor, punctele de prindere, diagrama șuruburilor era absolut identică. Aveau galerii de admisie absolut identice, dar cu volume diferite și niște clapete de control. Unele aveau distribuție variabilă, altele nu. Lanțurile însă erau identice. Blocul pe exterior în mare parte era cam la fel la toate variantele. Aveau același stil de galerii de fontă care erau capsate pe chiulase și care aveau catalizatoarele montate direct acolo, implicit motorul nu avea nevoie de eghere, pentru că obținea efectul de eghere intern din suprapunerea deschiderii supapelor pentru eficiență.
nesuprapunerea lor pentru un relanti stabil și iar suprapunerea lor pentru cai mulți la turație înaltă. Și de asemenea, n-avea nevoie nici de SAI, Secondary Air Injection, adică opusul EGR-ului, care e folosit la porniri la rece pentru a putea încălzi catalizatoarele cât mai repede. Deși construcția structurii blocului era din aluminiu, cămășile erau de fontă turnată cu cotă de reparație, groase și mari, cum se preferă pe aceste motorizări. Și asta înseamnă că au fost de la bun început niște motoare avansate. Și dacă stăm să ne uităm, americanii au cele mai longevive serii de motoare generale, pentru că LS-urile astea de Corvette se fabrică din anii 80, încă există, doar că au fost așa, un pic pieptănate. Mai un compresor, mai un injector direct, dar tot alea cu două supape sunt și sunt atât de mici pe exterior încât le vezi ca volum mai mici decât un 2.0 turbo modern, pentru că nu au atâtea componente și asta le face să fie și foarte robuste, pe principiul zicalei LS Swap Everything. Și de asemenea, aceste V6-uri au fost foarte bine făcute și au avut variante nenumărate de cilindre, până la 3.6 cel mai mare. Au fost gândite de la bun început să aibă și posibilitate de injecție directă, și gaz, și etanol, și compresoare mecanice, și turbine duble, când li s-a și diminuat cilindrea, și ele încă există în producție. De exemplu, înlocuitorul acestui model Cadillac cu CT5V are un motor 3.0 twin turbo de vreo 450 de cai. CT5V-ul acela Blackwing însă venea cu niște motorizări supraalimentate cu compresor, cu sistemul acela push-rod V8, adică un LS, de aproape 700 de cai, un cu totul alt animal și disponibil cu cutie manuală, foarte interesantă chestia asta. Iar cutiile pe care le vezi pe această mașină sunt ori Tremecuri, ori BorgWarner, manuale de 5 sau 6 rapoarte și există cutii automate, exact alea folosite de General Motors și de BMW pe modelele clasice SUV. Un X5 E53 de primă generație sau un E39 au fix aceeași cutie cu 5 trepte ca această mașină, numită 5LE40E, cu control electronic, o cutie care are un singur set de pinioane planetare Ravigno. Asta înseamnă că e un set cu 3 etaje. Etajul central, la un Ravigno, se înseamnă un soare de două dimensiuni, integrat pe o singură bucată, cu două rânduri de sateliți în paralel și o singură coroană exterioară. Și în felul acesta, cu ajutorul a vreo 7 mecanisme de control de tip discuri de ambreiaj, elemente de frânare și elemente unidirecționale pe rotație, poți să lași libere sau să ții blocate pe loc oricare din etajele setului de diferențial planetar, adică de reductor planetar. Centrul, centura de sateliți și roata inel exterioară. Și în felul acesta, combinând toate aceste rapoarte de pinioane, se obțin cele 5 trepte ale cutiei plus un mecanism de inversare pe marșarier. Este o cutie robustă, nu degeaba a folosit-o și BMW, și are mai multe iterații de cuplu care să fie disponibile pentru tot felul de motorizări aparte. Așa că, vorbim de o mașină care a avut și ceva tehnologie pe partea de faruri, sisteme de asistență OnStar, adică dacă făceai buf, Doamne ferește, sistemul era acel Doamne ajută care suna automat la 911 în cazul acesta, tot felul de elemente interne de confort, climatizări și niște aspecte care țin puritan de piața americană, cum ar fi centurile montate în scaun, oglinzile retrovizoare cu specificația Objects in Mirror are closer than they appear. Și asta este o chestie pur americană, niște oglinzi care nu sunt neapărat pe placul nostru europenilor, că parcă au un fel de zoom în unele situații. Bord în mile, dar pentru că mașina asta a fost făcută conversie pentru Europa, are niște adaptări în sensul că îi se afișează kilometrajul și în valoarea noastră normală de kilometri pe oră. Și undeva în povestea asta vom vedea două elemente sub. Unul la interior, reprezentat de aeratoarele alea clasice care sunt preluate direct de pe mașinile Saab, care la rândul lor le-au preluat de la camioanele Scania, este o metodă foarte simplă de a regla aeratoarele. Iar ce mai este interesant legat de Saab e practic amestecul lor în calibrarea acestei motorizări. Și acum îmi dau seama că mai există încă o firmă care a beneficiat de acest motor și anume Alfa Romeo. Pentru că, după cum știți, modelele Brera, Spider al acelei Brera și 159, sunt făcute pe o bază ce ar fi trebuit să fie la comun cu General Motors, dar nu s-a mai întâmplat chestia asta. Acea mașină a fost foarte avansată, folosea motoare montate transversal de 4, 5 sau 6 cilindri și diesel și benzină, care aveau și variante de tracțiune integrală cu diferențial central de tip Torsen C, adică deși era tracțiune față la origine cu motor transversal pentru că avea Torsen central C,
arunca 60% din cuplu pe spate și 40% către față, unde aveai de asemenea diferențiale și pe punți, adică 3 diferențiale pe o mașină cu tracțiune față. Numai italienii și japonezii au făcut așa ceva. Și e interesant de văzut că înlocuitorul motorului V6 Buzo este cel care a fost făcut în colaborare cu Holden. Practic, Alfa Romeo a luat blocul alloy tech al exact acestui motor, a pus două chiulase proprii cu injecție directă și cu variatoare de distribuție și în felul acesta și-a obținut motorul V6 JTS. Există și variante de 2.0 și 2.2 ale acelui motor și fix blocul acestui motor pe care îl vedem sub această capotă, cu o turbină mare și generoasă, este montat transversal sub capotele Saburilor 9.3 New Generation Aero și a Saburilor numite, a Opelurilor numite Insignia OPC din generația A. Pentru că Sab a venit cu partea de supraalimentare, având în vedere că Per Gilbrandt, inventatorul acestui sistem de control turbo numit APC, ulterior Trionic, care a fost maestos furat de către General Motors după ce a închis firma Saab, a fost inventat în baza experienței de supraalimentare de la camioanele Scania, fie ele motoare 6 în linie sau V8, care încă se produc în forma aia clasică. Și toate aceste firme au venit cu ceva bun în această mașină. Holden a venit cu baza asta tehnică de motor avansat chiar și din standarde moderne. Bloc de aluminiu, chiulasă de aluminiu, o varietate de sisteme de injecție, control de injecție de la Bosch, ai de asemenea cămășile de fontă clasice, arbore și biele care sunt procesate să reziste, arborele este forjat, bielele sunt de tip sinter powder, în sensul în care sunt comprimate și încălzite la o valoare care le face să fie foarte rigide, și un motor care, raportat la cilindrea pe care îl are, este considerat relaxat, dar produce un nivel de putere acceptabil. Nu mai zic de motoarele V8, care sunt concepție 100% americană și care plusează pe partea asta. Și toată treaba asta ne arată că avem suspensii bune, frâne bune, șasiu, motor, spațiu, confort, dotări, fiind o mașină cu un design pe care poate nu poate foarte multă lume îl înțelege, având forma asta pătrățoasă. Mie îmi place și, sincer, când am văzut pozele cu mașina, până să le văd, de fapt, am întrebat Cadillac 2007 aproximativ, zic, o fi a doua generație, că ăla îmi place cel mai mult. Mi-ar plăcea să fie ăla, cu 3.6 eventual. Însă, primim pozele, mi-am dat seama că este prima generație și, uitându-mă la ea în poze, mi se părea cumva pătrățoasă. M-am uitat pe net din diverse unghiuri și mi se părea că are aspect de Cadillac din acela mai lung, că, de exemplu, STS-ul e o mașină simțitor mai mare decât asta și există și o variantă pentru China, care e și mai lungă și avea o oarece formă diformă, să zic așa. Însă când l-am văzut live, mi se pare că arată impecabil. Pur și simplu are niște proporții mișto și chiar acum mă uit la o Alfa 159 care a trecut pe fundal și îmi dau seama că ele au la comun principiul ăsta de motor, suspensiile sunt similare și îmi dau seama că mașina are un iz destul de comun cu aceasta, fiind un sedan, având niște proporții mult mai unghiulare la această mașină, dar baza tehnică de design este similară. Adică au aceleași fațete ale caroseriei, doar că finisajele colțurilor sunt mult mai stridente la această mașină. Și mi se pare că acest stil de design a fost numit New Art Special la vremea respectivă, fiind creionat de către Head of Design de la Cadillac la acea vreme, care într-un mod deloc întâmplător este desenatorul Opelului Vectra A, Opelului Omega B și a Opelului Calibra, care de asemenea au avut motorizări cumva la comun cu aceste variante, pentru că sunt mașini din aceeași perioadă vândute pe diverse continente, așa că bravo lor că au avut tăria să facă varietatea asta. Și în continuare, brandurile astea americane, care nouă ne sunt total străine, merg pe motorizări mari, relaxate, dar au adoptat și tehnică de motoare mai mici, hibride. Cine nu știe, Cadillac-ul folosește tehnică hibridă, foarte aproape de cea Toyota, cu un sistem hibrid serie paralel, dar și a unui plug-in serie paralel, care e gândit pentru eficiență pe vehiculele moderne. Are în continuare motorizări V6 și V8 de diverse tipuri și tehnologii, cutii manuale pe mașinile performante, ceea ce europenii nu mai oferă de mult, tracțiuni spate, dar și tracțiuni integrale și versiuni diverse de SUV-uri, design-uri care mai decare și sunt niște mașini foarte exotice prin treaba asta pentru noi cel puțin și care până la urmă, prin varietate, ne arată că americanii știu să facă mașini. Și povestea se poate clona și pentru branduri Ford, Lincoln și ce vehicule japoneze se mai vând acolo strict pentru piața americană, făcute de Acura, de către Infiniti și Lexus. Așa că
piața americană e una pe care o putem lăuda și, din fericire, anumite țări ale continentului european, cum ar fi Polonia, Suedia, după caz Republica Moldova și Ucraina și parte din Rusia, că fizic sunt în Europa, nu neapărat principial, importă și s-au și vândut la ei de noi asemenea mașini. Acest Cadillac chiar s-a vândut în Europa de nou și de asta are motorizarea asta de 2.8. Și sincer, privind acum în contextul acesta general de impozitare și taxe, ai o mașină de 210 cai, nu e foarte grea pentru că este construită cu mult aluminiu. Motorul e un V6 aspirat, relaxat, multipunct, suportă și gaz. Este o motorizare modernă, actuală. Găsești piese pentru ele, mentenanța poate fi făcută fără probleme în sediile Opel, pentru că ei oferă în continuare posibilitatea de a face revizii acestor vehicule. Găsești absolut orice piesă pe import până la urmă și sunt niște mașini care n-au un impozit atât de mare. Nici consumul nu este unul ceva de speriat. S-ar putea ca un Cielo de 1.6 să consume mai mult decât această mașină în regim urban sau la mers pe autostradă. E simplu de achiziționat, că ieftină și mi se pare o mașină foarte robustă și total specială. Într-o notă similară poți găsi Mercedes-uri C și E-Class din generațiile 211, 212 și 204 cu motoare V6 de același calibru, de 2.5, 3.0 și 3.5 litri, care mi se pare o investiție foarte interesantă pentru o mașină aparte. Adică, realmente, sunt foarte multe mașini cu impozit mic, dar care poate au consum mare și pentru că sunt vechi și n-au fost întreținute, au costuri de reparație foarte mari. Și asta înseamnă că costul global de deținere a acelei mașini anual îl depășește pe al ăsteia, cu tot cu impozit, asigurări, taxe, consumuri și mentenanță. Și când vine vorba de mentenanță, dacă vrea băiatul să facă o revizie, o consumabilă, o piesă, autoeco.ro, ai acolo pachete de revizii, consiliere, piese, aftermarket și de origine. Îi recomand cu căldură, pentru că de dinainte să ne fie partener, am comandat piese de la ei pentru diverse mașini ale prietenilor și pentru mașinile pe care le-am avut eu de-a lungul timpului și, sincer, sunt mulțumit. Au un preț corect, că asta este important, la fel ca și, asta, ca și această mașină, să fie totul corect. Și acum mai e o parte a poveștii, care mi se pare spontană și tot are legătură cu brandul ăsta. Observ pe fundal cum cineva cu copilul venit în parc a ieșit dintr-un Opel Vectra B, o mașină pe care a avut-o diriginta mea la liceu Cervantes de 9 în acei ani, fiind un avion de 1.8. Am filmat și eu în parcare un exact asemenea Opel 1.8 de 125 de cai, tot aici. Și uite cum se leagă aceste povești și cine știe, poate o să ajung să filmez și alte Cadillac-uri în această parcare. Deși unul mod special care mi-a plăcut și mie și vouă este Cadillac-ul CT6 de 3 litri twin turbo 408 cai, un motor derivat din acesta, pe care l-am filmat la Cluj acum aproximativ 2 ani și care e o motorizare sau o mașină aparte, luxoasă în felul ei, așa că vă reinvit să vedeți toate aceste prezentări ca să gustați un pic din aroma trecutului. La fiecare din acele mașini pe care le-am filmat, Calibra, Vectra B, Omega, am retrăit niște amintiri din perioada copilăriei și a liceului și cu siguranță și voi. Nu știu câți au legătură cu vehicule Cadillac, știu sigur că lui Cezar o să-i placă această mașină, nu știu dacă ar deține-o în mod special, deși cred că ar deține-o pentru că este gazabilă, dar pentru gustul lui ar prefera o motorizare cu turbo care să și fie puternică, deoarece Cadillacul lui BLS, denumire care vine de la Bob Lutz Special, cu siguranță este unul simțitor mai puternic și rapid decât această mașină, am probat pentru că l-am și condus. Și să tot fie ocazii din astea de filmat, pentru că sunt niște mașini minunate prin felul lor. Așa că rămâneți aproape să povestim un pic de motor, să vedem interiorul și să facem o tură în zona parcului Vest Ploiești, pentru că pe minunata centură Ploiești aici este foarte aglomerat și refuz să bag matahala asta în trafic, pentru că nu aș evidenția o bine arătând un genul ăsta de trafic sedentar, așa că mai bine o să dau niște accelerații pe aici să auzim un zgomot deosebit. Așa că să continuăm. Se vede că sub acest compartiment motor există posibilitatea de a vedea și motoare V8, pentru că e mult mai mult spațiu în partea din față. Însă, spre deosebire de ce vedem în general la mașinile europene, aici nu trebuie neapărat un compartiment motor foarte lat. Și asta pentru că, la fel cum am mai zis în alte prezentări, motoarele cu pushrod, cu tije împingătoare de tip overhead valve, cum este LS-ul, au foarte multe componente pe care motoarele astea moderne le au,
lipsă, nu există. Și de asta e motorul mai mic pe afară, adică un V8 de 6 litri este mai mic decât această motorizare, pentru că are chiulasele foarte mici și blocul e compact și de asta a încăput în cam același compartiment motor și de asta au putut să pună la aceste mașini și suspensii dublu braț cu bascule superioare și inferioare. Acest motor are cod LP1, este un 2,8 litri de tipul suprapătrat, adică alezajul este mai mare decât cursa, are ceva de genul 89 cu 74, și dezvoltă 210 cai și 265 de Nm, cam cât un 2.0 turbo montat pe Saburi, de exemplu. Doar că motorul este mult mai relaxat, nu funcționează fierbinte, fiind construit din aluminiu și degajă căldura destul de rapid și un motor destul de avansat. Are baia de ulei din aluminiu, blocul și chiulasa din aliaje diferite de aluminiu și capacele de la zona de supape sunt dintr-un fel de plastic format și ele oricum trebuie probabil schimbate periodic împreună cu garnituri, cu supapele PCV, cu chestiunile astea de ordin general și aici avem de asemenea și o galerie de admisie din aluminiu. Și e interesant că au ales aluminiu în diverse proporții și pentru a reduce din sonoritatea motorului. Și ca să o luăm așa pe rând, fiind aspirat natural, este un motor care nu are cine știe ce complicăciuni, debit metru, filtru de aer, un rezonator în zona de admisie, o clapetă de accelerație cu control electronic, iar în interiorul galeriei există o clapetă de control care împarte galeria în două la turații medii, iar la relantii și la turații înalte deschide și toată admisia devine un corp unitar. Și în felul acesta se profită de acea rezonanță specifică a pulsațiilor motorului și se păstrează o curbă de cuplu constantă, consistentă. Pe urmă, distribuția este una mai ciudățică la acest motor și pentastarul V6 are ceva de genul. Este pompă de ulei antrenată direct de arbore cu supapă de aia de suprapresiune, iar primul lanț nu antrenează direct arborii, ci el merge într-un desen triunghiular. La capete aici are două pinioane și pinioanele alea la rândul lor au niște lanțuri care pleacă către fiecare chiulasă. Și abia acele două lanțuri superioare mișcă cei doi arbori cu came din fiecare chiulasă, unde se întâlnesc și variatoare de distribuție pe ambii arbori cu control cu solenoid din ăla extern. În mod normal, anumite variante de motorizare au doar pe admisie, unele ca acesta au și pe admisie și pe evacuare. Are culbutor cu compensare hidraulică, asta înseamnă că nu necesită reglaj de joc termic, și undeva prin 2005 aproximativ, motorul a primit o revizie pe partea de lanțurile de distribuție, care era un stil din acelea cu zale ca la bicicletă, iar acum au devenit lanțuri de tip Morse, care au pinioanele respective sunt învelite de dinți mai mult timp pe evenimentul de rotație. Arată ca niște vârfuri de ciocolată Toblerone și ele, prin faptul că au vârfurile adânci, se duc până jos de tot în pinion, ci nu sunt cu zale din alea clasice. Teoretic sunt mai rezistente și cumva sunt mai silențioase, doar că dacă nu schimbi uleiul la timp, o problemă generică a acestui motor, începe să zornăie distribuția, variatoarele se pot înfunda, deși General Motors a depus eforturi nespecificate de a face variatoarele de distribuție cât mai puțin sensibile la uleiul de proastă calitate. Pe urmă, partea de bloc este din aluminiu, dar cămășile sunt de fontă. Pistoanele sunt din aluminiu turnat, nu sunt forjate, iar bolțul pistonului este liber, prins cu siguranțe, și asta din nou reduce din zgomot. Are un strat de polimer grafit ceva pe lateral ca să reducă din zgomot și din frecare și de asemenea pe interior niște jeturi de răcire ale pistoanelor ca să țină tot în regulă acolo. Arborele este din oțel forjat și ce este interesant e că fiind un motor V6 la 60 de grade, are manetoane individuale pentru fiecare bielă și asta înseamnă că e un arbore ușor de produs, rezistent. În general, motoarele V6 la 90 de grade, cu foarte mici excepții, necesită un stil în care manetoanele sunt defazate și ai o suprapunere foarte mică de material și sunt super scump de făcut pentru că trebuie făcute mult mai rezistent. O anume serie de mașini, Alfa Giulia și Stelvio Quadrifoglio, deși au un V6 la 90 de grade, au manetoane comune ca la V8 și asta înseamnă că sunt oarecum dezechilibrate, dar au altă ordine de aprindere și sunt mult mai rezistente din punctul ăsta de vedere. Pe urmă,
la partea asta de curele de accesorii, ele au fost garantate să țină 100.000 de mile, prin faptul că erau făcute cu tot felul de fibre rezistente. Sunt două curele pe o folie dublă. Prima parte din adânca foliei mișcă alternatorul, iar în partea superioară pompa de apă și cealaltă curea vine cumva, de fapt cureaua de înspre mine, pardon, este cea care mișcă alternatorul și pompa de apă, și cealaltă curea mișcă compresorul de aer condiționat și pompa de servodirecție care are rezervorul de ulei în partea aceasta de aici. Special motorul a fost gândit pentru costuri mici de întreținere. Față de BMW, de exemplu, capacul filtrului de ulei este din aliaj, nu din plastic, deci nu există situații de deformare pe el, dar trebuie avut grijă la acel filtru de hârtie. Și motorul are un senzor care analizează diversi parametri care țin de funcționare, inclusiv temperaturi, cât de mult se merge în trafic aglomerat, la ce durație e condus motorul, viteze de deplasare, și recomandă schimburile de ulei uneori mult mai repede decât este cazul, și e bine să le și faci oricum repede, pentru că mai bine schimb la 5-6 mii de kilometri, 8 mii maxim, hai 10 mii și un an, nu știu, deși n-aș ține atât de mult, decât să stai să bagi bani în piese după aceea. Bobine de inducție individuale plasate în partea asta de chiulase pe aici și cam atât, e un motor simplu, robust, fără cine știe ce evenimente, senzor de poziție evident pentru arbor și senzor de arbor ecotit, sistem clasic de frânare cu vacuum, care își trage vacuumul din zona de admisie, și un sistem din acesta de epurare gaze Carter, care e cumva ascuns sub zona asta de galerie. Și e interesant că are inclusiv niște conducte de vacuum pe acele actuatoare. Mai este sistemul de epurare vapor rezervor cu supapa aia de purjare, care trimite aceste gaze în zona asta de clapetă de accelerație în partea de admisie. Și există aici niște legături, de exemplu, între chiulase și zona de galerie. De pe ambele chiulase vine cât un furtun din acesta și acolo se află returul acela de gaze pentru supapa PCV. Foarte simplu și interesant. Galeriile de evacuare sunt din fontă și catalizatoarele sunt montate direct, se încălzesc repede, deci nu necesită cine știe ce sisteme din astea de asistență pe poluare, pentru că EGR-ul, de exemplu, se obține din efectul intern și nu are nevoie de secondary injection, deși în perioada aia motoarele de Saab vândute în Europa, care erau acele GM Ecotec-uri L850, aveau SAI-ul ăla, adică secondary air injection. O chestie cu care nu sunt eu foarte împăcat, deși văd că a rezistat până acum, este plasamentul pompei de ABS-SP, care e foarte jos, deși acolo există un scut și mă gândesc că e destul de protejată, dar având în vedere că sunt motoare mari, nu prea avea unde să o pună. Atenție la detalii și pe partea de baterie, putem vedea partea asta învelită de aici și în general putem considera că e un compartiment motor destul de curat. Vei putea destul de ușor să schimbi bujiile, sunt toate la vedere, deși am îndoiel că asta iese fără să dai galeria la o parte, dar oricum sunt sus, nu trebuie să demontezi jumătate de motor. Calculatorul fiind plasat aici cu mufele în partea asta, sau cel puțin așa pare să fie, parcă cam la vedere și poate să fie afectat de anumite vibrații, mai ales că e pus acolo pe motor la căldură. Și în rest, vasele astea de expansiune și frână, tot așa la vedere. Filtrul de aer, ușor de schimbat și el, puteau să pună cleme, nu șuruburi, dar în rest mi se pare că e o mașină destul de robust, făcută cel puțin pe partea asta de motorizare. În linii mari, asta ar fi despre motor, însă sunt câteva chestiuni de zis și despre cutia de viteze, care este de producție americană, o cutie foarte robustă, dar a trecut vremea și trebuie servisate, pentru că a trecut timpul până la urmă. Ele sunt pe diferite tipuri de motorizări. Dacă sunt benzină sau diesel, le diferă ambreiajele alea de blocare, blocul de valve, chestiuni de structură internă până la urmă. Și da, convertizorul de cuplu poate să se deformeze sau să-i patineze ambreiajul, să lase șpan, să blocheze blocul ăla de valve până la urmă și să strice pompa de ulei. Pompa de ulei a acestei transmisii este din aceea cu palete, care arată exact ca pompa de servodirecție de la Honda pe care am recondiționat-o eu, și nu este pompă cu pinioane. Și asta înseamnă că paleții sunt destul de sensibili la depuneri și s-ar putea să ai situații în care să trebuiască să refaci pompa. Blocul de valve al cutiei și diagrama aceea de tip labirint sunt plasate în linie cu pompa pe
peretele acela de intrare în cutie. De asemenea, blocul de valve poate să se înfunde și dacă circulă ulei contaminat, cutia va schimba cu șocuri, se vor constata tot felul de probleme din acestea. Trebuie schimbat de asemenea filtrul și există la un moment dat niște acumulatoare hidraulice de presiune care au niște pistoane din cauciuc. Și cauciucul ăla, evident că de la căldură și depuneri se dezintegrează și nu mai funcționează ca lumea. Implicit, toate acele pachete de ambreiaje, vreo 7 la număr, se uzează și șpanul acela circulă prin toată cutia și capătă tot felul de probleme. Mai există niște șaibe de plastic și de teflon, care de asemenea după atâta timp cam generează uzură și până la urmă la unele SUV-uri au fost problemele astea, cum ar fi la Range Rover de exemplu, pentru că sunt mașini mult mai grele și care au tractat, au fost tot felul de probleme și situații în acest sens. Am mai auzit probleme pe la pompele astea de servo, care teoretic se pot recondiționa general. De exemplu la motorul de Caddy Sub, cum le zicem, pompa de servodirecție nu este antrenată pe curat, ci direct de arborele cu came și pentru că are o garnitură comună cu chiulasa, poate să existe situații în care uleiul de servo ajunge în motor sau invers și apar tot felul de probleme. Aici nu-i cazul pentru că este pompă externă. Cam asta ar fi, sper că v-a plăcut detalierea și chiar dacă noi nu cunoaștem motoarele astea, s-au vândut în milioane de exemplare și se vând de aproape 20 de ani, cu tot felul de variații îmbunătățiri. De exemplu, Mercedes și-a renovat complet gama de motoare și nu le mai are pe M112-13, nu mai are M272-M73, nu mai are M276-M278, a trecut pe M256 și pe M177, V8-ul a fiind singurul cu adevărat fiabil dintre ele. Însă ăștia au rămas pe același format de motoare și la V6 și la V8, cu foarte, foarte mici variații și în rest au fost modificări de bun simț, o injecție directă, o turbină, chestii de astea de eficiență, dar structura a rămas la fel și cred că a rămas bine. Aspectul mașinii este foarte drăguț, repet, îmi place mai mult Cadillac-ul următor, pentru că are blocurile optice redesenate, dar proporțiile seamănă, tot unghiul ăsta cuțit așa are. Are foarte multe dungi linii drepte, fiind în esență o mașină cubică la formă, o linie de design pe care i-au practicat-o în acei ani. Are ochii ăștia de pisică pe lateral, semnalizările și proiectoarele în partea de jos, însă vom vedea faruri cu lupă, niște faruri de poziție în partea asta de sus și stema asta clasică care îmi place de asemenea foarte mult și o mașină care are niște proporții variabile. Din unghiul ăsta nu pare foarte mare. Când te pui în profil sau în spate, deja se amplifică forma. Mi-a plăcut linia aripilor, care sunt mai înalte decât ușile și continuă cu linia oglinzii. Jantele astea par a fi aftermarket, nu știu dacă au avut aceste BBS-uri din fabrică. Pe 19 sunt și arată foarte bine. E o mașină care chiar are niște linii frumoase. Spatele îmi place, în schimb, se potrivește. Seamănă foarte mult cu acel BLS, Cadillac-ul pe care îl are Cezar, care e mai mult Sub, pentru că au o linie comună de design. Și cum e la american totul mare, toate blocurile astea optice sunt mari, are însă semnalizările adaptate să funcționeze pe galben, cred, și chestia asta o să o probez ulterior dacă pun avariile și o să mă uit. Două evacuări și senzori de parcare care par să fie montați ulterior. Nu cred că asta este cheia mașinii, s-ar putea să fie o treabă de alarmă sau aici să fie avut, nu știu, alt logo, pentru că e oval. Ori Cadillac are logo-ul ăsta pe rotund. Dacă ți-l lung apăsat, teoretic ar trebui să se deschidă ușa, dar nu se deschide, așa că facem din interior. Deci asta ne arată că e o telecomandă aftermarket. Și aici, în partea aceasta, există un buton de unde se deschide efectiv portbagajul și de curiozitate, aș pune avaria să văd dacă becurile respective se aprind cu galben sau cu roșu. Da, deci este adaptare făcută pentru Europa și voi opri avaria, că revenim ulterior la interior. Iar portbagajul este evident foarte mare, cu sistem din acesta de balamale cu brațe excentrice, spații de depozitare, roată de rezervă, tunel median în partea aceea nu pare să aibă banchetă rabatabilă și o boxă în partea asta de sus sau incintă acustică, cum e anumită uneori. Iar în partea de lateral spate putem vedea o linie de design care poate părea nostă, însă dacă pui mâna,
constați că asta toată este o față din material plastic moale. General Motors nu a excelat pe partea de finisaje, dar e o mașină care totuși are niște condiții de confort. Scaunele întotdeauna au fost cu piele ca lumea și confortabile. Are acest guguloi pentru că aici se află centura mașinii și de foarte multe ori mașinile americane au acest stil de centură. Geamuri cu autocoborâre, dar urcare nu. Chiedere multiple, adică e destul de bine antifonată pe partea aceasta. Și în momentul în care ne îndreptăm un pic atenția către interior, vedem că mochetele, preșurile și toate astea sunt de calitate. Scaunul e mai pe spate decât l-aș regla pentru mine și tot am cât de cât loc în partea asta de aici. Singura chestie e că la cap am spațiu la fix, adică tavanul acesta nu îmi permite să pun un deget deasupra, dar dacă te lași un pic pe spate, îmi place de asemenea reglajul acestor tetiere care este foarte pe față și efectiv pielea asta este top de top, se simte foarte moale și exact ca o calitate de canapea, o treabă pe care americanii în general au agreat-o de-a lungul timpului. Și aici spații de depozitare, din păcate nu are buzunare, așa că nu e neapărat cea mai versatilă mașină pe spații, pe confort, pe chestii din astea. Ușile au un sunet de plin așa, seamănă cu cele de la Honda, că e mașină din același an până la urmă. În partea față există un buzunar, spațiu de depozitare aici, care este puțin mai mare. Așa, un câine nervos acolo. Iar în partea aceasta avem un design iarăși atipic pentru reglajul spătarului. Foarte consistent acest spătar mare, iar reglajul de avans pentru șezut e de la clapa asta din față. Materiale foarte moi pe partea asta de bord, inclusiv aici capitonator pe două, este extrem de mare mașina în față, adică nu ating cu vârful partea asta din față. Aici avem o zonă cu spații de depozitare și este o cotieră dublă capitonată cu suport de pahare. În zona aceasta maneta pentru schimbător cu mod de manual. Scrumieră sau spațiu de depozitare cu capitonaj, îmi place cum are capacul ăsta pentru brichetă. Unitatea de climatizare, CD-ul. Navigația și aici putem vedea acele elemente de la cabinele de tir Scania, care folosesc niște elemente clonate în spate pe rând, care obțin efectul ăsta de tunel reglabil și de aici le și închizi. Tot bordul acesta este orientat spre șofer și în partea de sus există un reglaj pentru lumini, care aprinde inclusiv în uși luminile și o oglindă cu închidere heliomată și cu sistemul acela de alertă OnStar, care are o serie de butoane pe partea aceasta pentru apelare automată, iar pe partea șoferului, sau până atunci, putem vedea înscrisul acela clasic pe oglinzi. Însă acum îmi dau seama, doar oglinda dreaptă a fost păstrată, pentru că cea stângă nu are scrisul acesta, fiind oglinda sferică cu zoom, ceva oribil pentru gustul european, pur și simplu nu te poți orienta ok în ea, nu știu care e faza la ei cu oglinzile astea. Aici putem vedea iarăși un design destul de drăguț pentru cataramele astea, care însă sunt din plastic și probabil în timp se vor coji. Scaunul șofer cu reglaje electrice, tot așa, la volan vedem ceva specific anilor 90, reglare doar pe verticală, cum avea Espero sau Leganza, dacă mai țineți bine minte, adică cu ajutorul acestei clape, tu poți mișca volanul doar așa. Un sistem aici de cruise control, care e foarte ușor de folosit cu clapa aceasta. Faruri automate, manete, lumini, chestii de genul. Și în partea aceasta comenzi pe volan. Iar aici se pot vedea butoanele astea mai bine. În partea aia sunt doar niște preseturi. Aici sunt funcții scurtături diverse. Și dacă scot cheia și pornesc motorul, ar trebui să învie și ecranele astea. Ce mai e specific american? Această parte de comutator, adică tu poți să rotești direct de ăsta de aici. Cum stă treaba când vine vorba de marșul spătarilor? Nu știu de marșul spătarilor, dar știu de PNL, care este partidul spătarilor, cu fețele alea deosebite ce au ei acolo, ca toți politicienii de altfel. Și în partea aceasta putem vedea că e o mașină cu foarte puțin kilometri, sub 42.000. Iar acele de bord sunt foarte simple, clasice, nu are niciun fel de ecrănaș, are niște martori în partea de sus, de exemplu, pentru faza lungă. Și această navigație
Nici nu știu dacă funcționează pentru că nu are DVD, dar ai posibilitate să vezi tot felul de sisteme, de exemplu pe partea asta, și le poți și folosi ca selector, să poți să vezi tot felul de chestiuni aici. Uite. 15 litri medie, dar mă rog, cu o viteză din asta, uite, la 22 de km pe oră, de s-a mers cu ea mult în oraș. Engine Oil Life. Pe cutie la fel. Foarte drăguțe chestiile astea. Și asta e partea de radio. Nu are însă cameră de marș arier. Și sincer, la cum arată butoanele astea, mie mi se par foarte ușor de folosit, mai ales că sunt orientate așa spre șofer. Și o mașină care se prezintă destul de drăguț, aș putea spune. Așa că hai să o luăm la o tură, să vedem cum se manifestă toate cele pe aici, că sunt chiar curios cum merge. Mi se pare interesantă centura asta, că vine din spate și e foarte aproape de corp. Cred că asta e și logica pentru a fi montat așa cum era la cupeurile Mercedes. Iar pot să zic că mă deranjează că nu poți să tragi volanul. Foarte ușor de reglat scaunul, n-ai nicio problemă. Și faptul că are un interior mat, nu lucios, după standardele actuale n-au, ai zice neapărat că ar fi așa calitate, pentru că te uiți la aspect, dar funcționalitatea e foarte bună, adică ai toate spațiile astea capitonate, butoanele au o senzație plăcută de apăsare și spatele e puțin ciudat, în schimb este o mașină cu spate mare și de asta când ai cu marș arier e posibil să ai niște surprize. Mașina însă are senzori de parcare, care sunt montați aftermarket, sunt exact același model pe care i-am și eu pe Honda. Iar efectiv mașina e un deliciu la partea asta de condus, pentru că pleacă de pe loc, nu simți absolut nimic, este așa ca o, un vapor, nu degeaba le zice land yacht la mașinile astea. Și ce e interesant este că direcția este constantă, adică are mai multă rotație de volan. Nu sunt însă convins că oglinda a fost schimbată, pentru că tot are efectul ăla de zoom, însă fiind mare o vezi destul de bine. Și la unele mașini, Sreten se mai plângea așa la un M5 de state, e oribilă oglinda pentru că ai un zoom foarte mare spre spate și de asta oglinda cumva denaturează percepția. Dar mersul mașinii e deosebit, pur și simplu. Are un vibe așa de lux de altă dată, chestie pe care o resimți și la Mercedes-urile clasice 204-211 cu motorizări similare, chiar și cu compresor 4 în linie. Dar nefiind turbo, chiar dacă poate ai consum mai mare în unele situații, deși mi-e greu să cred că consumă mai mult decât un SAP pe benzină, totuși un V6 relaxat care dezvoltă cai prin relaxare, prin putere. Motorul, apropo, față de varianta de 3.6, are raportul de compresie un pic mai mic, adică ei cumva au zis, bă, hai să-l facem durabil, nu să fie mega, mega eficient. Ca așa trânteau în 1.6 turbo și rezolvau problema, cum au făcut pe Opel. Dar la mașinile astea e despre altceva. Și, bă, stă bine, adică cine zice că astea nu iau curba, se înșeală grav. Pentru că, repet, mașina are o arhitectură de suspensie foarte avansată, adică ai dublu braț pe față, iar pe puntea spate are un sistem cu 3 brațe, o basculă mare cu prinderi duble, care are arcul pe ea și amortizorul, un braț de ghidaj în fața ei și o basculă superioară. Seamănă destul de mult cu ceea ce vezi pe Lancia Tesis și pe Alfa 159, dacă mi-aduc bine aminte. Dar, bă, e mare fel la condus, adică, sincer, e o mașină mare, dar nu o simți barcă. Chiar dacă direcția e confort orient, nu e genul ăla de mașină precisă, dar șasiul mi se pare destul de precis, adică frânele sunt bune, ar putea mai bine după percepția asta generală a mașinilor noi. Și ce e mișto la mașină e că fiind suprapătrat motorul, over square, este o motorizare care se turează. Ea tehnic poate să se ducă până la 7200, doar că aici are fuel cut-off-ul ăla pe la vreo 7000, cred, și nu te lasă transmisia să te duci atât de sus, dar merge efectiv minunat. Adică
prefer un consum mai mare pentru rafinamentul pe care mașina asta l-are. Chiar auzeam în parcare mai devreme niște dieseluri de E90, se întâmpla o tranzacție pe acolo. Tremură, oricât ai zice că au consum mic, și chiar mă uitam că pe mașinile astea mari, motoarele diesel nu prea salvează la consum, mai ales dacă sunt mașini de tehnologie mai veche, dar inclusiv cele noi. Am avut ocazia asta să mă urc într-un Land Rover Defender 110 nou, cu motorizarea 3000 diesel twin turbo cu turbine variabile ambele, de 250. Consumul mediu, deci mediu, care era preponderent extraurban, avea un 48 la oră viteză medie, era de 12,2%. Adică nu-i deloc puțin, dacă stai să te gândești. Oricum, mai puțin decât are benzina, dar tind să prefer genul ăsta de motorizări, sincer. Sunetul e deosebit, adică inclusiv ce clasul 204, acel 280 benzină mi-a dat această senzație, este... Prefer un impozit din ăsta mare, era totuși bine să fie puterea asta dintr-un motor de 2.5, ca să fie în gama noastră de impozitare sau să aibă până în 2600 inclusiv, că de la 2601 la partea asta de 2.830 ai deja altă gamă de impozitare. Aici, de exemplu, cutia are și mod sport, îți apare un S, însă dacă dai minusuri și așa, îți arată și valoarea de viteză în care se află. Însă e gamă, e ca la Mercedes. Adică, de exemplu, poți să blochezi cutia în treapta a să meargă 1, 2, 3, dar nu 4 și 5. Și asta înseamnă că te poți juca destul de bine cu frâna de motor, deci nu-ți ține treapta decât dacă te duci tu pe segmentul ăla. Adică, exact cum e la Mercedes, pentru că ce vezi scris pe ecran nu înseamnă treapta 4, înseamnă până la a patra treaptă inclusiv. Stă bine mașina. Stă destul de bine, dar în limitele clasei. Adică e o mașină cu senzație de mai bărcoasă, să zic așa. Ce-mi plac păsările astea, că profită de aerodinamica mașinilor, de curenții generați și vin spre ele ca să se ridice. Dacă ați observat pe autostradă, toate păsările care sunt pe margine folosesc curenții mașinilor să se înalțe. Ai impresia că vin spre parbriz, e foarte interesantă chestia asta, deci nu sunt proaste deloc ca animale. Sau mă rog, ce-or fi ele, că nu sunt animale, sunt păsări, că nu sunt mamifere, nu fac pui vii. Nu e o mașină rapidă în adevăratul sens al cuvântului, însă, sincer, la cum e ea ca... tonaj și felul în care e făcută motorizarea asta, părerea mea e că o favorizează la viteză înaltă, acolo se simte plăcut. Și are o linearitate dată și de transmisia mai veche și se întinde foarte frumos la drum, dar nu e lentă, vei depăși fără probleme. Interesant e că bordul este gradat până la 160 de km pe oră și am o mică bănuială, dar nu știu dacă e așa, o să mai caut niște poze pe net și revin în zona de comentarii. Conversia bordului la Europa, posibil să se fi făcut în felul următor. Bordul ăsta la origine electronic avea aceste gradații până la 160, însemnând mile. Și are o ștanță cu kilometri pe oră, care pare să aibă alt font, altă culoare decât celelalte litere. Pe de altă parte și turometru o are. Și mă gândesc că a fost reprogramat electronic cumva, pentru că el afișează în kilometri. Dar e interesant acest vitezometru, pentru că având cifre puține, nu se duce până la, nu știu, 260, acu se mișcă mai repede atunci când face accelerații și sporește senzația de rapiditate. Acolo e o cutie în spate, care se aude așa. Dar ce e mișto la ea e pur și simplu mersul ăsta butter smooth, cum zic americani. Pur și simplu ridici frâna și auzi un murmur constant așa. Chestia asta nu poate fi realizată de motoare mici. Motoarele mici sunt făcute pentru condus intens, dar nu poate să-ți ducă atât de eficient o parte de asta de caroserie grea. Adică luxul ăsta se întreține cu motoare mari. Și până la urmă e o mașină care
chiar mi se pare premium ca valență, adică sincer, comparând-o cu un Mercedes din anii lui, cu un C-Class, ca, nu segment, ci calitate interior, asta mi se pare peste la unele detalii. Adică ai plastic moale, de exemplu, în zona asta de mânere, suprafața ușii, bordul sunt dintr-un plastic mai moale decât vezi pe anumite modele și acum dau seama că am mers cu lumina aprinsă și nu prea e ce să-i reproșezi. Adică, în general, General Motors-ul, mașini de buget și Chrysler-ul, cum e PT Cruiser-ul ăla standard sau Pontiac cu Aztec și alea, alea sunt niște pârciuri, hambare, alea le sper cu furtună înăuntru, adică sunt niște mașini oribile la partea aia de calitate, dar robuste de altfel, dar era un design tare urât, era foarte formal, așa, adică un Cielo e mai avansat decât era o mașină americană din 2006, sincer, aveai și tu un pluș pe partea aia de scaune, volanul moale, nu știu ce a fost la american, după a fost tare urât în anii 2006-2009, perioada aia. Și Hammer-ul la fel, știi, era cotată mașină de lux, deci acolo este de la loc de ținut porci, cum arată mașina aia după standardele moderne. Și la ei, mă uitam la americani cum se exprimă luxul. Cuvântul power, power care înseamnă servo-asistat, adică power windows, power seats, power steering, power cruise control, power shifter, nu știu, tot felul de chestii din astea, sau cu niște cuvinte foarte pompoase pentru niște mecanisme banale, adică are cruise control-ul, se numea Intelligent Cruise-O-Matic și era o mizerie de buton, știi, doar că știau să împacheteze, asta e meritul americanilor, știu să vândă, au fost cu papagal bun și na, meseria asta de comis voiajor până la urmă de ei a fost inventat și asta a fost, de exemplu, marele merit al lui Chevrolet, pentru că el, alt de ăsta de origine franceză, este cel care a reușit să aducă pe piață conceptul de branding. Adică aveai aceeași tehnică și produse din punct de vedere procedee tehnologice, structură și așa mai departe, dar care erau împachetate pe branduri diferite și aveai genul mărci Pontiac, Saturn, Oldsmobile, Chevrolet. La Ford, de exemplu, era Mercury și după aceea era Lincoln. Dar sunt mașini care împart aceleași motorizări. De exemplu, Fordul Crown Victoria, Mercury Grand Marquis sau Marquis și cu Lincolnul Town Car sunt exact aceeași mașină din punct de vedere tehnic. Deși Mercury Marauder e ce trebuie pentru că ăla era muscle car-ul specific, cel mai puternic dintre ele. Dar au știut să facă treaba asta de marketing și uite că le-a ieșit, adică au vândut foarte multe mașini, mai ales pe piața lor. Nu cred că a contat atât de mult Europa pentru ei, pentru că până la urmă aici local aveau brandul Opel. Și din fericire Opelul s-a mai inspirat de la ei cu diverse motorizări interesante. A fost colaborarea asta cu Saab și mai departe și ei s-au inspirat de la europeni cu eficiența mașinilor și cu anume chestiuni și părerea mea este că a ieșit bine până la urmă. Adică au rămas niște mașini interesante și sincer, decât să ții o mașină banală într-o stare proastă doar pentru că este ieftină, mai bine cauți de același preț genul ăsta de mașină, care chiar are mult ce să-ți ofere. Este o mașină inedită, e mare, spațioasă, lentă nu e, are o motorizare robustă, simplă, la care se pot găsi piese fără probleme pe import, dar ideal e să o iei într-o stare cât mai bună. Și mai ales că a fost o mașină care a fost comercializată și în Europa, găsești, are omologările făcute, adică nu trebuie să stai să-ți bați capul cu probleme chestii și părerea mea că e o alternativă interesantă pentru cine caută altceva. Dar e din alte vremuri și tocmai asta este farmecul ei și mie îmi place, nu știu, luxul ăsta american, felul în care a fost făcut, că era altfel. Și cumva ieși din nota uzuală cu asemenea mașini, pe principiul little black dresses, că sunt toate la fel când te duci la o petrecere de firmă, toate gagicile sunt îmbrăcate identic și la fel, cu aceeași formă de roche, aceeași freză, aceiași balerini. Din fericire, unele-s mai apte ca altele n-a comunicat, adică tot le diferențiază ceva, dar prima impresie este de turmă, de mare. Și printre ele câteodată răsare una. Știi? Cam așa e și cu mașinile astea în contextul general. Probabil, poate la ea acasă e considerată rățușca urâtă, dar la noi în Europa e genul ăsta de mașini. Sunt unele după care un pasionat ar întoarce capul. Pur și simplu eu întorc capul după mașinile astea, mi se par minunate și mi s-a părut de multe ori că
simt chestia asta pe bune, deoarece aflându-mă în trafic, mai ales cu motocicleta, când văd o mașină de asta, mă duc după ea. Chiar dacă eu am treabă în altă parte, prefer să mai merg câteva semafoare, doar să admir cum arată înăuntru, chestii de genul ăsta. Și asta înseamnă că cel puțin mie îmi transmit niște chestiuni interesante și să tot fie. Adică e mișto să guști din cultura altor popoare. Chiar dacă până la urmă globalizarea există și se copiază toți între ei cu tot felul de chestiuni, că, de exemplu, japonezii au un stil foarte aparte de a face lucrurile, dar în paralel sunt cei mai mari importatori de cultură occidentală. Le place rock-ul, le place tehnologia modernă, cumva au copiat de la toți pe partea de stil de viață cel puțin, așa că e interesant să vezi toate aceste perspective. Așa că, ce să zic, continuăm în zona de comentarii. Chiar sunt curios ce părere aveți de mașina asta și sper ca, știu, detaliile pe care le-am arătat să vă fi transmis ceva despre asta este vorba. Așa că, la revedere!